Prin canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanu, la care participă toată biserica, și anume clerul și credincioșii, mireni, noi arătăm că întreaga biserică este în această perioadă a Sfântului și Marului Post al Sfintelor Paști în starea de pocăință. De aceea este important să înțelegem ce este pocăința. În limba română, pocăința vine din limba slavonă, adică acest cuvânt de pacăiene, care înseamnă regret, căință. Limba greacă, însă, pocăința metanoia sau metania, are înțelesul de schimbarea modului de a gândi și de a veții a omului. Cu alte cuvinte, pocăința este o convertire, o schimbare a modului nostru, a felului de a gândi, de a vorbi și de a făptui, de a lucra. Această gândire nouă înseamnă trecerea de la păcat la virtute, de la păcat la sfințenie, de la o viață petrecută în căderi, în patime egoiste, la o viață nouă, la viața în Hristos. De aceea, pocăința este singura stare care ne poate aduce mântuirea. Nimic necurat nu intră în împărăția cerurilor, dar cei care se pocăiesc primesc iertarea păcatelor și se curățesc. De aceea, biserica, în mod deosebit, în timp de 40 de zile de post, a organizat o școală a pocăinței. Postul acesta de 40 de zile este o școală de pocăință, urmată de o altă săptămână, a șaptea săptămână, a Sfintelor Pătimiri sau Suferințe ale Mântuitorului Iisus Hristos, când noi participăm tainic, duhovnicește, la pătimirile, la suferințele lui Hristos, ca apoi împreună cu El să ne bucurăm de învierea Lui, care este arvuna vieții noastre la sfârșitul veacurilor.